Zilei, emisiune prezentată de Manuela Negru Popescu. Doamnelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Invitatul Zilei. Vă spune din studioul de emisie Radio Mega Manuela Negru Popescu, colegul meu Daniel Boloi. Și bineînțeles o să vă salute și invitatul nostru special. Este vorba despre domnul Bebe Viorel Ionică, fost secretar de stat în Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, vicepreședinte PSD Gorj. Bună ziua și bine ați venit. Bună ziua, bine v-am găsit pe dumneavoastră, ascultătorii și sigur și telespectatorii dumneavoastră. Domnule ministru, ca așa se spune unui om care a activat guvern, în minister, aș dori să vă întreb cum vedeți dumneavoastră problema referendumului în România, organizat pe datele de 6 și 7 octombrie anul acesta, tocmai pentru a redefini mai, în termeni mai clari, familia în legea supremă a statului român, Constituția țării noastre. Românii, sigur. Bun, acum n-aș vrea ca să abordăm lucrurile din punct de vedere politic, ci pur și simplu din punct de vedere, să zicem așa, al esenței poporului nostru, poporul român, care știm foarte bine este un popor eminamente creștin, știm foarte bine religia pe care noi, sau oricum în care noi suntem botezați, suntem inițiați de la naștere, să zicem, de către familie, de religia strămoșească. Și care sigur știți foarte bine că la baza societății este celula cea mai importantă și anume familia. Familia sigur și în sensul biblic, dar și în sensul creației este clar văzută ca, să zicem, o comunitate între un bărbat și o femeie, o relație între bărbat și femeie, cele două elemente pe care Dumnezeu le-a creat, nu la facerea lumii. Deci nu ar trebui interpretat din punct de vedere politic, dar de ce nu doriți noastră să abordăm și în acest sens? Pentru că au fost acuzații la adresa PSD că s-ar folosi... Adică să nu se creeze sentimentul că PSD-ul vrea să confiste așa ceva, adică referendum. Acest referendum? Nu, eu cred și deja... Se dorește măsurarea, să zicem, electoratului? Eu știu, nu neapărat, pentru că până la urmă electoratul vine și se pronunță pe... De fapt, aici n-am putea zice de electorat, un pic atenție la termeni, este de pur și simplu poporul român chemat, cei care au dreptul de a se exprima. Bun, că sunt în listele electorale sau listele, până la urmă sunt niște liste care să ateste că persoanele respective au dreptul să se exprime la vot pentru referendumul respectiv. Deci cu drept de vot, dar n-aș vrea să merg în ideea de a fi listele electorale în așa fel încât omul să înțeleagă ce înțelegem noi prin majoritatea, prin liste electorale, automat niște alegeri sau mai știu ce alte opțiuni de acest gen. Ci pur și simplu este o participare la referendum. Referendumul are o temă foarte clară, foarte bine precizată. Este vorba de a te pronunța vis-a-vis de modificarea din Constituție, că familia se înțelege, așa cum spuneați acolo, cum se spune, se precizează o liber consimțită într-un bărbaț și o femeie, deci nu... Între soți, cum se stipulează actualmente în Constituție? Au încercat unii să... Sigur că și până acum oamenii de bună credință și oamenii creștini, cum suntem noi, și oamenii care înțeleg ce înseamnă o unire familială, normal se gândesc în mod evident la o femeie și la un bărbat, nu în niciun caz la oameni de același gen, masculin sau feminin. Dar, bun, dacă au apărut aceste discuții în spațiu public și în România, cum de altfel știți foarte bine că există tendințe și sau și legiferate în alte părți, mai exact în zona Occident și așa mai departe, hai să consultăm și noi poporul român, să vedem și noi românii ce poziție au față de această temă, care se pare că este de actualitate, să zicem așa. Credeți că va fi o participare suficientă astfel încât acest referendum să fie validat? Am încredere că, sigur, punându-se până la urmă în discuție această poveste atât de sensibilă și care până la urmă are repercursiuni vis-a-vis de ce va urma după aceasta, pentru că sigur, comunitățile gay sau mai știu cum se spune, aceste comunități, să zicem, minorități care după aceea pot să să emită pretenții de genul, uite domnule, dacă poporul nu s-a pronunțat, înseamnă că acceptă. Deci, deși întrebarea nu se referă la căsătoria între bărbați sau între femei,
poate să fie ca o concluzie, domnule, dacă nu s-a n-a trecut treaba aceasta cu bărbați și femei, atunci este foarte explicită, logică, din câte am înțeles, domnule Bebe Viorel Ionică, întrebarea nu ar fi tocmai explicită, acolo spune, sunteți de acord cu articolul nu știu care din Constituție sau nu sunt, au vreți altfel? Nu se referă, nu, întrebarea deja are o formă și a apărut în, da, în oficial. Dar nu spune, vă pronunțați. Se referă clar modificarea articolului care prevede, se prevede soț, căsătorie între soț, între bărbat și femeie, deci este precizat clar și se va răspunde cu da sau nu. Adică suntem de acord cu modificarea articolului din Constituție, aliniatul respectiv, sau nu? Deci nu, va fi clar. Dar nu este explicat aliniatul, asta vreau să... Nu, este explicat? Este, deci într-o formă care... Așa că pentru că da, știți, este deja... Și în mediul rural sunt întrebarea oameni este nu... deja... Bun, și sunt mediul rural, atât de documentați. Dar și asta este un lucru îmbucurător, faptul că și biserica, până la urmă, cei care sunt și au fost întotdeauna pentru... familia tradițională, nu? Dar de ce nu s-ar fi făcut până acum? Adică nu zic că în actuala legislație, legislativ, cu actualul legislativ sau actualul mandat. Acum știți cum e, întrebări poate să existe. Dom'le, de ce nu s-a făcut? De ce nu mai e timp? De ce nu mai e timp? Dom'le, până la urmă sunt lucruri care se fac la anumit moment și asta e, până s-a decis, se petrec, se întâmplă lucrurile. Nu cred că asta e relevant. De ce credeți nu că va asta surveni e... această modificare în Constituție? Pentru că noi am avut referendumuri validate și nu s-au pus în practică ceea ce a dorit poporul și cum și-a da, exprimat știu, intenția. Acum faceți referire la referendum în 2009 cu cei 300 de parlamentari. Exact, cu numărul care, redus la, de parlamentari sigur, și avem la tot 300 număr... și care, bun, acum și aici e o poveste. Dumneavoastră, sigur, e foarte bine că precizați și că aduceți în adică discuție. Adică ne plimbăm poveste la referendum, dar fără nu, finalitate. Puțin. Deci ăla a fost acel 300... Sincer vă spun, eu nu știu să fi avut la bază o analiză concret. Dom'le, de unde au ieșit cei 300? Poate erau 200, poate erau 700. Deci, nu știu dacă înainte a fost făcută o analiză, știu, politică, sociologică, demografică, ce înseamnă acest 300? A fost un... Îmi pare rău că trebuie să spun, dar eu asta mă rețin. Adică a fost o cifră aruncată pe piață de fostul președinte. Lumea a ieșit acolo, da, domnule, suntem de acord, pentru că oricum oamenii în general sunt, să zicem așa, focusați pe astfel. Și de obicei la referendum se vă răspunde preponderent cu da și mai puțin cu nu. Da, nu, dar oamenii oricum în background-ul lor au o problemă vis-a-vis de numărul de parlamentari care la un moment dat s-a tot exacerbat această discuție. Domnule, ce sunt atâția, ce fac atâția? Adică chestii de ăștia care, cum să vă spun, când n-ai ce spune, te apuci de niște lucruri. Deci, nu știu acum, sincer, nu sunt parlamentar, nu dau seama. Spuneți că s-a pornit greșit, ce... dar totuși a fost un rezultat. Eu cred că a fost, deci părerea mea personală, nu discut acum de... Dar cred că a fost un pic... nejudecată, adică în sensul domne 300. Bun, de ce 300 până la urmă? Oamenii au fost de acord cu 300, dar cum se justifică cifra de 300? De unde este această cifră? Putea să spună, poate numai unicameral, poate numai, deci se putea și așa, da, numai deputat sau numai senator sau numai știu ce alt parlamentar. Deci nu știu dacă lucrurile au fost un pic fundamentat. După părerea mea nu a fost foarte bine, adică să prindă într-adevăr în mentalul. Oamenii au votat și au zis, da, să fie 300. Nu, dar putea să fie 200, de exemplu. Eu aș fi zis 200. Dar argumentăm. Dom'le, de ce 200? Nu știu. Pe număr cum de argumentăm locuitor, și pe... acum? Cum argumentăm și acum? Acum, da. Acum este argumentat, pentru că, într-adevăr, acum există o interpretare care poate fi dată la, eu știu, precizarea din Constituție legat de, eu știu, între soți, cum este acum, și nu știu, cineva, să zicem, cu anumite intenții, poate să zică, ce înseamnă dumneavoastră soți? Nu știu. Bărbat, femeie, numai bărbați, numai femei. Și atunci se vine cu această precizare în sensul de a puncta clar și de a preciza în Constituție, ca fiind stipulat și fundamentat, căsătoria între bărbați și femeie, care este altceva decât între soți, să zicem. Așa așteptăm cele două zile de 6-7 octombrie să vedem. Eu am încredere că poporul român va fi prezent și chiar în număr semnificativ, pentru că până la urmă, așa cum spuneam, nu are niciun fel de conotație politică această poveste, ci pur și simplu este o poveste legată de, sau este o situație legată de starea de familiei în România, cum ne dorim să avem o familie tradițională, familie care înseamnă bărbați și femeie, cu copii care rezultă din această căsătorie sau
altceva care, bun, și vă mai, cel puțin din informațiile de pe care le am și probabil că și dumneavoastră le aveți, mai există un alt pericol, adică faptul că n-am nimic cu acești oameni care, poftim, au anumite, știu, orientări sexuale, să zicem așa. Povestea este că în momentul în care încep să legiferez astfel de lucruri, deja ei devin din ce în ce mai vocali, mai, adică încep și ăștia și ei cu, domne, minorități și, domne, drepturile minorităților. Domne, n-am nimic cu minoritățile, dar încă o dată, să nu exagerăm aceste drepturi de multe ori în dauna majorității. Domnul Toni Mihail Greblă a devenit zilele trecute secretar general al Guvernului României. Nu s-a spus nimic, nici în presă, decât nu a venit informația pe niciun canal al Partidului înainte, Social da. Democrat, da. Cu toate că înainte și se tot vehicula câte persoane ne vor reprezenta de la Gorj în anumite funcții de secretar de stat în ministerele importante. Da, acum a fost o tăcere de plină. Da. A fost o discuție. Da, păi poate mai bine așa, adică să taci și să faci decât să vorbești. Pe cine a tăcut și a făcut domnul Bebe Viorel Ionică în cazul domnului Toni Mihail Greblă, care ajunsese într-un con de umbră. Da, din nefericire, acum, sincer vă spun, eu întotdeauna am avut, și asta se știe la nivel public, am avut o părere foarte bună despre domnul senator, eu așa, pentru mine așa a rămas, bine, până acum că mai e domnul ministru, dar, deci, dânsul a avut o carieră, să zicem, destul de, cu responsabilități foarte serioase, atât la nivel județ, cât și la nivel național. A fost de câteva ori și senator, a fost președintele Comisiei Juridice la Senat, deci apoi, sigur, ca merit al profesionalismului de care a dat dovadă, chiar membru al Curții Constituționale, deci oricum... Dar cine l-ar fi propus? Cine ar fi făcut toate demersurile acestea ca să ajungă în această poziție? Deci domnul senat, domnul ministru Greblă de data aceasta are în spate o carieră, știu, și politică și care îl recomandă ca un om responsabil. Încă liderul PSD Gorj, Florin Cârciumaru, n-a afirmat nimic în ultimele zile, nici după comitetul executiv sau comitetul executiv al PSD, care a avut loc recent. Dânsul, sigur, dânsul, probabil că, și mai mult ca sigur, că am înțeles din presă și așa, că, de fapt, să zicem așa, anunțul public, oficial, a fost dat chiar în comitetul executiv de vinerea trecută. Deci, de pe 21 septembrie. Deci, dânsul fiind acolo, sigur, a auzit acest anunț. Nu a apărut în presă decât după ce a apărut în monitorul oficial. Pe anumite canale deja a apărut de sâmbătă, de sâmbătă, de duminică. Întâmplarea face că eu m-am întâlnit cu domnul senator sâmbătă dimineața, chiar la prima oră, chiar întâmplător în piață, și mi-a dat vestea aceasta. Eu m-am bucurat foarte mult pentru dânsul. Deci, na, dânsul era informat, imaginați, din moment ce se refera la persoana dânsului. Eu m-am bucurat foarte mult, i-am dorit succes și am urat succes în continuare în activitatea dânsului. Eu îl știu un om responsabil și ceea ce este un lucru, nu știu, pe care eu îl văd așa ca benefic pentru Gorj, faptul că dânsul chiar... Asta mă întreabă de beneficiu, dacă da, chiar, comunitatea gorjană chiar va gândește avea pentru sprijin Gorj, adică din partea guvernului. Care, sigur, un om care, din experiența mea, din ceea ce știu eu, tot ce a putut să facă dânsul pentru Gorj, nu a precupețit are nevoie, are niciun nevoie efort. De mult sprijin, plus că ei s-a tot promis în toate campaniile electorale că se va realiza acel mix energetic, iar sindicaliștii tot strigă că se termină un nou mandat. Acum, sigur, nu știu cât, știți cum e, fiecare post are o responsabilitate clară, exact ca fișa postului. Nu știu acum în ce măsură, eu știu, poziția pe care dânsul o ocupă acum îi dă, să zicem, competențe în astfel de zone de interes. Problema este că, na, până la urmă, dânsul există acolo, este acolo, ocupă o funcție destul de serioasă în Guvernul României, este secretar general al Guvernului, poate să aibă o voce, poate să și folosească, rămâne acum de văzut cât cei care sunt aici în Gorj și care până la urmă ei au responsabilitate atâta, eu știu, a companiei minere, dar în egală măsură avem și un secretar de stat, avem tot în zona respectivă, avem și senatori și deputați, deci oameni politici care pot să, știu, să susțină demersurile necesare prin calitățile pe care le au la momentul ăsta. Un senator sau, știu, un deputat de Gorj poate să aibă un cuvânt de spus în fața oricărui ministru, nu neapărat
Domnul Greblă, e adevărat, dânsul poate să ne ajute, domnul Toni Mihai Greblă poate să ne ajute, dar eu cred că în continuare trebuie să fie o echipă la nivelul județului Gorj și să se treacă această echipă. Sigur, să se treacă peste, să zicem așa, anumite animozități care poate să existe între diferite zone. Sunt câteva animozități. Domnule vicepreședinte FSD Gorj și Bebe Viorelnică, sunc câteva animozități aici la organizația. Din nefericire, nu numai în organizație. La centru am văzut, dar nu vreau să intru acum să analizăm ce face doamna Firea Șanții. Nu m-aș referi la organizația noastră. Domnul Dragnea arată cât de puternic e la nivel central. Eu aș vrea ca oamenii politici care reprezintă Gorjul, indiferent din ce, să zicem așa, spectru politic, că PNL... Cum ați văzut dumneavoastră ca președintele executiv al PSD Gorj să-l conteste pe președintele plin al organizației PSD Gorj, făcând tandem, adică fiind amândoi în conducere? Domnul Weber a spus că domnul Cârciumaru nu mai este din 2000. Nu, eu cred că a fost o neînțelegere care cel puțin la nivel organizației și făcea pe domnul Cârciumaru, adică de a ne înțeles că domnul Cârciumaru nu prea înțelege statutul sau nu-l cunoaște. Nu, deci a fost, bun, au fost niște discuții aruncate. A apărut în presă. Știu că a apărut, dar... Nu putem să negăm ceea ce este afirmat. Bun, nimeni nu spune că nu a fost, dar lucrurile s-au rezolvat. Deci am avut acum 3 săptămâni o ședință în care, sigur, fiecare și-a spus punctele de vedere. Încă o dată, cred că a fost o neînțelegere vis-a-vis de interpretarea unor procese verbale și unor lucruri care s-au întâmplat în ultimii ani. Cine l-a interpretat cum nu trebuia să le interpreteze? Domnul Weber? Nu știu dacă acum cine l-a interpretat. Poate a fost și tendința asta, știu, de schimbare, dorință. Deci e treabă de istorie. Eu nu aș vrea să comentez istoria. Aș vrea mai degrabă să mă refer la lucrurile care se pot face și ce putem face în continuare. Dar a demonstrat că există o fisură în organizația județeană PSD la nivel de conducere. A existat această fisură. Este evidentă. Nu mai este. Deci eu, părerea mea este că nu mai este, pentru că fiecare dintre actorii, atât președintele cât și președintele executiv, după părerea mea, au înțeles misiunea pe care o au în acest moment vis-a-vis de organizația județului Gorj. De Gorj. Era o lipsă de maturitate politică din partea domnului Weber? Nu, n-aș putea să mă pronunț de natura asta. Pur și simplu a fost, eu știu, o idee care s-a lansat. Bun, și faptul că domnul președinte Cârciumaru, care până la urmă și-a menținut și acum poziția, în sensul că dacă se vor organiza alegeri, nu va mai candida, poate să creeze, să zicem așa, sentimentul, hai domnule, să încercăm să organizăm alegeri. De ce a trebuit să dea o astfel de declarație? De ce a trebuit să dea o astfel de declarație? Tocmai asta am spus, că după părerea mea au fost niște lucruri pripite care au fost date. Atunci să iau o decizie dacă mai candidez sau nu. De ce să pregătesc un teren? Eu am rămas surprins când am auzit, că nu cu mine a discutat însu această poveste, dar când am auzit tot așa la diferite emisiuni și chiar în care am fost și eu, când mi s-a spus, domnul a declarat domnul Cârciuma. Bun, am rămas surprins. Poate da, este intenția omului de a nu mai continua în cazul în care sigur se vor face alegeri, când se vor face. Asta e, poate fiecare, să zicem, la un moment dat poți să lanseze pe piață o astfel de idee, în sensul, domnule, uite, am obosit o anumită vârstă, eu știu, am anumite alte proiecte, deci nu cred că asta este relevant. Important este că în acest moment, cel puțin din informațiile pe care le am, există și așa am convenit la ultima ședință a Bunelor Permanent Județean, fiecare să-și vadă de sarcine pe care, atât din punct de vedere politic, cât din vedere reprezentativ, și aici vreau să revin la reprezentarea județului a tuturor celor, pentru că prea se crede că ce se întâmplă între senatorii, între deputați, între senatori mai puțin, că acum și domnul și totuși domnul Iriza a fost de totdeauna alături de PSD, chiar dacă la un moment dat a fost prin ALDE sau mai știu ce, deci a mers împreună cu noi la toate, eram și în coaliție, dar eu aș vrea ca, sau mi-aș dori ca simplu cetățean al județului Gorj, ca toți deputații noștri să facă front comun, deci nu avem, domne, după părerea mea, nu avem dușmani, avem competitori politici, avem, dar în niciun caz dușmanii politici, deci noi trebuie să ne facem front comun, asta ca să revenim vis-a-vis de ce a spus dumneavoastră mai devreme cu complexul și așa mai departe, parte, să ne adunăm un pic la masă, indiferent ce partide, așa, pentru că până am o voce de 7 sau de 6 parlamentari, mai mult decât unul sau doi. Știți foarte bine că până am un front comun înseamnă mai mult. S-a discutat la acea ședință despre care noastră aminteați, în cadrul forului de conducere județean al PSD, despre vreodată a alegerilor? Nu. Nu, pentru că mai înainte, când a fost un comitet executiv la
Neptun mai înainte, da. S-au hotărât să se facă alegeri și am înțeles că s-au și făcut în 11 organizații care erau... S-au considerat că interimat. Sunt conduceri interimare, noi nu am fost în această listă de 11, practic nefiind în această listă deci, prin deducție, rămâne, cum am stabilit, prin până deducție în logică, nu știu, da, până în anul 2019. Sigur că au fost lansate pe piață și astfel de idei, de că sensul, domne, dacă 2019 înseamnă 2020 sau 2021, în sensul că se sunt poate prelungi sine die, da. Nu știu dacă asta este poate... reală, pentru că până la urmă nu știu dacă e foarte important faptul că, zic și eu, nu știu acum, nu, ceea ce spun eu nu înseamnă că, nu știu, e foarte important dacă sunt alegeri, eu știu, europarlamentare, nu se mai pot face alegeri la nivelul județului Gorj. Se pot face, de ce nu? Înainte sau după, eu știu, după europarlamentare, până la toamnă, când urmează alea prezidențiale, se pot face alegeri, că până la urmă alegerile astea nu înseamnă, știu, mari frământări în organizație. Se fac și asta este. Care poveste? Se pot face alegeri deci, și zic eu că se pot face la termen atunci când sunt... este în 2019, sigur. Dacă este statutul și spune așa, da. Ce tot să-l schimbăm, păi, sigur. Să-l, păi, da, sigur. Să-l avem... modificăm? Da, sigur. Nu mai spun de analiza pe text, că da. Ce s-a întâmplat, oricum, nu cred că a fost prea bine pentru imaginea bun, organizației. A fost o etapă... Da, adică nu s-a întâmplat niciodată ca președintele executiv al PSD să-l conteste pe... șeful nu, suprem dată, nu al cred organizației județene. Părerea mea n-a contestat persoana, ci mai degrabă poziția și faptul că a se pot face... A pronunțat acolo, da, în declarația respectivă pe rețeaua socializare cu subiect predicat absolut totul domnul știu, Weber. Da. Probabil că a uitat cum a ajuns în acest nu știu, asta partid. E o treabă care nu o să comentez. Păi eu nu comentez. Nu, nu comentați dumneavoastră, nu dar ce e vorba, tinerii nu. Politicieni sau, mă rog, tinerii care aspiră să intre în politică nu au niște exemple... Da, e posibil. Eu exemple, nu mai spun ce fel de exemple. Nu mă refer la astfel de exemple și nici nu... Încă nu avem candidat din partea PSD la primăria municipiului Târgu Jiu pentru anul 2020. Este prematur, probabil? Nu știu dacă pentru este prematur. Acum, așa cum spunea și dumneavoastră, au mai fost și astfel de frământări, să zicem, interne în organizație. Dar liniștindu-se în acest moment această situație, cred eu că ne vom putea concentra și asupra acestui aspect, în așa fel încât, sigur, să găsim și o soluție. Să nu fie de ultim moment. Da. Sau se merge pe o soluție de ultim moment, e mai bine? Acum, un candidat surpriză? Da, strategiile fiecăruia... se adaptează de la caz la caz. Da, probabil că și conducerea organizației se gândește la să căutăm, eu știu, un set de 2, 3, 5 oameni. Puteți anunța viitoarea, da, ședință importantă a organizației PSD Gorj, chiar dacă va fi cu ușile închise, evident, pentru presă. Aveți așa vreo informație că în această toamnă va mai avea o ședință? Va avea loc o ședință? Da, să mai puneți cap la cap, să zic, da, cât de liniștite sunt, da, apele între domnul Weber și domnul Cârciumar? Am convenit ca cel puțin de două ori pe lună, poate chiar și mai mult, să ne dar întâlnim. Dar erau cam rare discuțiile înainte și poate de aici s-a ajuns la... Aceste pe vară n-au deci fost. În parcursul, da, sigur, în timpul verii lucrurile și au fost. Și atunci au izbucnit în presă și în spațiul sigur, public. Sigur, oamenii care, toate... da, probabil că aveau nevoie de confruntări politice. Toate nemulțumirile, le-au da, transferat sigur, în alt mediu. În alt loc, pe altă platformă. Da. Vă mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte Bebe Viorel Ionică, pentru participarea la emisiune. Mesajul este ca cetățenii să vină la sigur, referendum. Sigur, să-și exprime opțiunea și... Din punctul nostru de vedere trebuie să fie răspunsul da, alții pot să spună că este nu, cetățenii trebuie să decidă singuri. Da, eu cred că mare majoritate vor fi da, pentru că nu cred că își dorește nimeni să facă astfel de căsătorii. Știu, un referendum pentru mărirea alocației de stat pentru copii se poate organiza? Păi eu cred că se pot pe toate temele organiza referendumuri. Asta este să ne adunăm în fiecare sâmbătă, să și schimbăm câte ceva, să nu rămână. Că sunt cheltuieli mari cu referendumul acesta. Se pot face și referendumuri locale, nu numai referendumuri naționale. Te-ai văzut. Uitați, și cu banii aceia din 2009, nu? Cheltuiți, mai măream alocația, poate, ca și temporar. Poate, uitați, că acum mă gândeam, poate ar trebui să trecem un pic platforma de referendum de la, știu, hârtiuțe, da, ba, nu știu ce, la platforma electronică.
o platformă care ne poate, ajuta, sigur, în sensul de a... O platformă online, să votăm cu toții, sigur, să fie care... referendum online, da, și să nu ne mai deplasăm de acasă. De ce nu? Măcar ca opțiune, dacă nu în mod obligatoriu, și ulterior poate să avem devină oameni, ca avem practică. Oameni bine pregătiți în domeniul IT în România. Deci, da, eu... Și atunci nu mai cheltuim nimic decât pe un program. Așa, pentru informarea dumneavoastră, vreau să vă spun că eu am mers cu un proiect pentru votul electronic chiar în 2014, atunci când a fost alegerile pentru președintele României, un pic înainte, și să încercăm să punem acest, să introducem acest vot electronic. Din nefericire nu am fost ascultat de către conducerea de atunci. Acolo se numără se numără exact voturile. Nu știu dacă asta a fost cauza. Pe hârtie mai pot modifica. Dar eu cred că dacă totuși populația României avea opțiunea de vot electronic, păi atunci nu mai era nevoie, cum s-a întâmplat. Cum s-au întâmplat acele... Facem la referendum mai multe întrebări. Sigur, acele cozi la Paris, la diaspora, sau pe unde, da. Și atenție, mai rețineți că au fost unii care au plecat cu autocarele de aici special ca să voteze la Paris. Nu știu dacă rețineți acest aspect. Și nimeni nu le-a zis nimic celor acest care... Acest aspect n-a prea fost subliniat așa, decât că cei de acolo... Da, deci a fost, acum pot să zic, a fost condamnat... Deci a fost un turism electoral, a fost condamnat Dragnea atunci, că vezi, Doamne, a îndemnat lumea la vot în 2012... Dar în 2014, când s-au dus cine cu autocarele la Paris... Instituțiile statului, da. Domnule secretar, deci, de stat... Nu s-a prea zis nimic. Da. Astfel încât să-și facă datoria, că de asta apar foarte multe suspiciuni, pentru că repet, eu atunci am avut și am și acum un proiect din acesta important care putea fi implementat. Se tot încearcă, se tot discută, dar știți cum e, nenorocirea este că se vorbește prea mult și se face mai puțin. Ar trebui să trecem la... Mai mult la fapte și mai puțin la vorbe. Sigur. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Bebe Viorel Ionică, pentru participarea la emisiunea Invitatul Zilei. Vă dorim mult succes. Cu mare drag. Și, din câte știu eu, sunteți un gorjean pentru gorjeni. Sperăm ca toți gorjenii să fie pentru gorjeni și pentru români. Ne dorim cu toți. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Rămâneți alături de noi. Urmează știrile Radio Omega.